Lăudat să fie Iisus. Cu întrebările am continuat, dacă ați dori. Sau aprecierile. Curaj. Preotesele mi se șoptește. Stai să văd un pic. Țin cont. Hai să văd. Preotesele. Curaj. În numele preoteselor, nu? Hai. Așa, hai. Vole parlare a nome delle moli dei preti. Vediamo cosa esce. Ma forse non è arrivato lì per far partire la camera. Chi era? È arrivato Natalino per far partire la camera. Registra? Non so. O se no almeno lo chiamiamo. Vai. O apreciere aș vrea să, adică ceea ce ne-a atins-o pe soția mea, bineînțeles. Un apprezzamento, ciò che ha toccato, cioè la mia moglie, chiaro. Ne-a plăcut foarte mult tot ceea ce ne-a spus părintele Renzo. Ci è piaciuto moltissimo tutto ciò che hai detto tu. Bineînțeles, vine din partea un profesor, unul care cunoaște foarte bine aceste lucruri, dar pe noi ne-a atins mai mult ceea ce am trăit atunci la rugăciunile din familie. A noi ci-a toccato molto ciò che abbiamo vissuto a Scorze alla preghiera delle comunità familiari di evangelizzazione. Tutto ciò che hai detto tu ha apprezzato perché viene da parte da uno che ne sa, da parte di uno specialista. Acolo au vorbit persoane simple, oameni simpli. L'incontro delle CFA hanno parlato persone semplici. Fără pregătire teologică. Senza una preparazione teologica. Și la întrebarea cum ne-a atins sau cum l-am văzut pe Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru noi în săptămâna aceea. E alla domanda cosa ha fatto Gesù per me nella settimana che è passata. Nouă ni s-a părut un răspuns foarte frumos a unei doamne și care, cu care am rămas așa. Per noi è stata bella una risposta che ha dato una signora e risposta con cui siamo rimasti nella mente, nel cuore. A zis că ce Dumnezeu, faptul că n-a venit singură de data aceasta, a fost che non è venuta da sola questa volta, cioè lucrul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru ea. È stata la cosa che Dio ha fatto per lei. Ea a venit pentru prima dată cu soțul de data aceasta. Lei era per la prima volta che veniva insieme al marito. Și se vedea pe dânsa cât era de bucuroasă că în sfârșit a reușit. E si vedeva sulla sua faccia quanto era contenta che finalmente aveva riuscito a portare anche il marito. Apoi și celelalte lucruri pe care le-am auzit acolo ne-au impresionat foarte mult. Acum e toate le alte cose care le-am sentite la CF ce l-au impresionat, colpiti. Acum aș vrea o întrebare, știu că nu este legată de adesso una domanda, so che non è legata al tema magari. Dar a ridicat un pic, mi-a ridicat așa la fileu domn Renzo mai înainte, cu 10 minute înainte. 10 minute prima don Renzo mi-a suscitat a fare questa domanda. Vorbind despre atât de frumos, bine, a vorbit pe toate zilele despre cele două taine, taina preoției și taina căsătoriei. Parlando insieme dell'ordine del matrimonio. Și aș vrea să-l întreb dacă nu îi se pare că este o pierdere. Pentru noi este un câștig, să zicem, că le avem ambele taine. Per noi è un guadagno perché abbiamo, diciamo, tutti i due sacramenti, ma a lei non gli sembra che sia una mancanza, una perdita. Nu este o pierdere pentru preoții latini? Per i sacerdoti latini? Că nu pot să trăiască taina che non possono vivere il sacramento del matrimonio? Și dacă nu ar fi poate o stradă, o e se non ci sarebbe una via pentru Occident această per l'Occidente această da această posibilitate și pentru posibilitatea de a avere preti sposati pentru că vorbind acum în familii perché parlando adesso nelle varie famiglie atât la Scorțe cât și aici li se părea un lucru chiar normal. Li sembravano un lucru chiar normal. Una cosa normale il sacerdozio coniugato. Ok? Alte intervenții. Acum chiar aș dori, domnele preotese, curaj. Ok. Dai. Dana? Hai.
Haideți. Nu știu, nu. Soția, las-o pe soția. O să scap mai repede sau cum se zice? Hai, vedem. Sau, Da, să mă vadă la toată lumea. Mie ce mi-a plăcut foarte mult. Mi-e tocată moltissimo. Când am ajuns în prima familie. Când siamo arrivati nella prima famiglia. Și nu știu dacă Lorenzo știe când se întâlnesc două doamne. Când se incontrano due donne di solito, non so se lei lo sa. În general se vorbește despre copii. Generalmente parlano dei figli. Așa, despre cum se gătește, despre mâncare. Su come cucini. În schimb, doamna, la care stai, mentre așa, la signora. Exact cum ai oferi cuiva o rețetă bună de prăjituri, de exemplu. Come se offrissi qualcuno, per esempio, una ricetta per i dolci. În felul acesta, doamna, atât de frumos a vorbit despre aceste întâlniri familiare și cu atâta entuziasm. In un modo simile, quella signora lì ha parlato invece di questi incontri delle comunità familiari di evangelizzazione, con tanto entusiasmo. Mulțumim, grazie. De lângă tine, doamna preoteasă, haideți, doamna Seica, ai curaj, aveți posibilitate, un lucru simplu, hai. Nu scapă celelalte, să nu vă aveți impreția. Haideți, curaj. Nu știu. La un moment dat, într-o pauză, se vorbea despre sacrificiu soților pentru parohie, pentru biserică. A un certo punto, in un intervallo, si parlava del sacrificio dei preti, dei sacerdoti e delle loro memoli per la chiesa. Nu știu, credeți că avea o meserie care nu neapărat legată de biserică? Lei pensa che avere, come dire, un lavoro che non è collegato alla chiesa? Della moglie. E mai puțin demnă, ca să zic așa, în mersul bun al bisericii sau a parohiei. Allora, se la moglie ha un lavoro di questo tipo, è un meno degno. E mai puțin demn? Demn, da, nu vine acum un alt termen, mai puțin. Demn, da. Pentru, da. Allora, lei pensa che influenzi negativamente la vita del prete, il sacramento del prete, se la moglie ha un lavoro che non è tanto degno, okay. O non tanto degno, non tanto collegato alla chiesa, per esempio. Pentru că nu are, nu neapărat dorință, cât timp până se implica în totalitate în mersul bun al. Perché la moglie, per esempio, sento molto impegnata in un altro lavoro, dumneavoastră sunteți, mi se pare, medic, no? Și atunci, ok, lei è medico e allora non le rimane molto tempo per impegnarsi nella parrocchia. Questo era. Lascia. Allora, numai puțin, domn vrea să vă răspundă repede. Vai questo. Allora parto subito da questa domanda perché è molto importante. Cioè è importante che le mogli conservino, promuovano il lavoro, relazioni, interessi laicali, non sacerdotali. Adesso rispondi anche a lui, al marito, alla domanda. Sacerdotale? Sì, dopo rispondo. Da, dopo risponde. No, perché? Con questa risposta dai risposte anche a lui, perché era una domanda di tutti e due. Ho capito. Ho interesse. Cioè, cercare tutto il possibile che non siano sacerdotali. Să căutați ca să nu fie sacerdotale. Cercare qualcosa di simile, vicino alla dimensione del sacerdote. Dimensioni preotului. Significa înseamnă sottolineare un solo sacramento. Să subliniați, dacă in casa vostra. În casa voastră să subliniați un singur sacrament, cel al preoției. Che è quello del sacerdote. Che, del marito. Cel al preoției, al soțului. Mentre c'è un altro sacramento che deve funzionare. În schimb, există un alt sacrament care în casa voastră trebuie să funcționeze. Qui c'è una missione per il mondo. Și aici, în celălalt sacrament, faptul că sunteți căsătoriți, aveți o misiune pentru lume. Relazioni laicali, relațiile laicale, contactele cu celelalte cupluri. Vicinanza di tutte le situazioni. Apropiere de toate situațiile din parohie. Far funzionare la casa anche come
să face să funcționeze centro casa voastră, di relazioni. Ca și centru de relații, casa parohială. E questo vale se la moglie ha le sue relazioni. Și aceasta se poate face dacă soția are relații ei diferite de lumea bisericii. Quindi il sacerdote deve essere un valore aggiunto. Deci preoția trebuie să fie o valoare adăugată. Non un valore che assorbe il matrimonio. Nu o valoare care absorbe și sufocă căsătoria. Bravo. Perché il matrimonio come per sé, pentru că această taina căsătoriei în sine, è chiamato a costruire relazioni. Este chemată să construiască relații afară din biserică. È un sacramento della comunione. Este un sacrament al comuniunii. Ma non è un sacramento per la comunione solo per quelli che vengono in chiesa. Dar nu e un sacrament al comuniunii numai pentru cei care vin în biserică. È un sacramento della comunione dove lavoro. Ci este un sacrament al comuniunii. Eu sunt chemat cu soțul și cu soția mea să creez comuniune în locul în care muncesc, acolo unde muncesc. Dove c'è il divertimento? Unde există distracție? Nella scuola dei figli. La școală unde merg fiii mei cu părinții colegilor. Sacramento di comunione. Sacrament de comuniune. Anzi, il sacerdote sposato mai mult, preotul căsătorit deve essere più impegnato in questo sacramento della comunione insieme con la moglie. Trebuie să fie cel mai angajat, antrenat împreună cu femeia în acest sacrament al comuniunii în afara zidurilor bisericii. Condividendo eventuali amicizie. Să împărtășească eventualele prietenii ale soției. Della moglie. A soției. Quindi decisamente deci, continuare ad essere voi stessi nel vostro lavoro. Continuați să fiți voi înșivă în munca pe care o faceți voi, fiecare în profesia ei. La moglie, secondo me, non deve essere una dipendente del sacerdozio del marito. Soția nu trebuie să fie o angajată al preoției soțului. Dove può? Unde poate? Quando può? Când poate? Come può collaborare? Certo. Da, poate să colaboreze. Perché si è una carne sola. Pentru că sunt un trup singur. Ma non che la moglie venga assorbita dentro il sacerdozio del marito. Soția nu trebuie să fie absorbită în preoția bărbatului. Perché c'è un sacramento. Pentru că există un alt sacrament căsătoria. Di pari dignità col sacerdozio. Care are aceeași demnitate cu preoția. Che è quello del matrimonio. Acest sacrament al căsătoriei. Și trebuie ambele să funcționeze. Poi. Apoi. Se si aprirà una strada per l'Occidente. Dacă se va deschide o stradă pentru Occident în vederea preoților căsătoriți. O răspuns la întrebarea asta dacă am fi fost atenți, dar e ok? Io penso che il futuro. Eu mă gândesc că în viitor non sarà solo preti sposati. Nu vor fi numai preoți căsătoriți. O solo preti celibi. Sau numai preoți celibi. Come nella Chiesa Latina. Cum în Biserica Latină, cum e? Penso che ci saranno situazioni concrete. Mă gândesc că vor fi situații concrete. Dove uomini sposati. Unde oameni căsătoriți. Verranno coinvolti nel sacerdozio. Vor fi hirotoniți. E la prospettiva. Iar perspectiva. Ricordavo questa mattina. Vă amintiam în dimineața asta che sembra aprirsi per l'Amazzonia. Care pare să se deschidă în cazul Amazoniei. Ma è chiaro che se si aprirà probabilmente questa poi nel tempo. Dar dacă se va deschide asta poi în timp, cu timpul, cu trecerea timpului, sarà utilizzata anche per altri. Va fi folosită și în alte situații. E in Italia, nella cattolicissima Italia. În Italia cattolica, extrem de catolică, cominciano ad esserci carenze molto gravi di sacerdoti. Să fie foarte mari lipsuri de preoți. In alcune regioni d'Italia. Și în unele zone din Italia. Un prete può avere anche 6, 7, 8 parrocchie. Poate să ajungă să aibă 6, 7, 8 parohii, un singur prete. Cosa impossibile umanamente. Lucru uman, din punct de vedere uman, imposibil. Anche perché si svuota la missione del sacerdote. Sì. Perché si svuota. Și pentru că dacă ar fi așa, s-ar goli misiunea. Perché non è più il pastore. Ar pierde din însemnătate pentru că nu ar mai fi pastor. Ma diventa il corridore. Ci ar deveni unul care aleargă în toate părțile, dimineața până seara. Che corre da una parrocchia all'altra per far celebrazione. Fuge de la o parohie la alta numai pentru a celebra și atât. Quindi non sappiamo quello che accadrà. Deci nu știm ce va fi, ce io credo întâmpla. In ogni caso che convivranno sia sacerdoti celibi che sacerdoti sposati. Cred că vor conviețui preoții căsătoriți cu cei celibi. Sapendo che il futuro della Chiesa non è in questo problema. Știind că adevăratul viitor al bisericii nu stă însă în această problemă. Della Chiesa è la riscoperta del battesimo. Ci viitorul bisericii stă în redescoperirea botezului.
Senza battesimo siamo una bella organizzazione filantropica. Fără botez rămânem și suntem o frumoasă organizație filantropică. Facem lucruri. Non siamo la famiglia dei figli di Dio. Și nu suntem familia fiilor lui Dumnezeu. Senza la riscoperta del battesimo. Fără redescoperirea însemnătății botezului. Uomini e donne cercheranno il loro posto nella chiesa. Oamenii și femeile își vor căuta locul lor în biserică. Ma non come rispondere alla grandezza del battesimo. Dar nu vor căuta să afle în ce fel să răspundă măreției pe care le oferă botezul. Sono così stupito della bellezza del battesimo. Sunt atât de uimit de frumusețea botezului. Che penso di consacrare la mia vita nella verginità. Încât mă gândesc să-mi consacru viața în feciorie. Sono così stupito del battesimo. Sunt atât de uimit de darul botezului. Che penso di sposarmi. Încât mă gândesc să mă căsătoresc. Per vivere la missione dei figli di Dio insieme ad una sorella. Pentru a trăi misiunea fiilor lui Dumnezeu, asta nu de botezul, împreună cu o soră sau cu un frate. Cioè sarà la riscoperta di battesimo. Numai redescoperim botezul. E della cresima. Și mirul. Che ridarà anima alla chiesa. Va reînsufleți biserica. Sarà la riscoperta dell'Eucaristia. De redescoperirea însemnătății Euharistiei. Come una forma unitiva. Ca o formă unitivă de căsătorie. Che sorpassa tutte le forme aggregative aggregative inventate da noi. Care depășește, care este mai mare decât toate formele de unire în grupuri, de în agregări inventate de noi oamenii. Oggi fanno più unità le associazioni. Astăzi trăiesc și se creează o mai mare unitate în asociații. Creano più unità tra di loro i movimenti. Creează o unitate mai mare între ei mișcările, varile mișcări din biserică. Che non l'Eucaristia. Decât Euharistia, participarea și unirea cu trupul lui Hristos. Cioè il mangiare lo stesso corpo di Gesù. Adică mânca același trup al lui Iisus. Fa meno unità. Face mai puțină unitate. Delle nostre amicizie. Decât prieteniile noastre. Capite che abbiamo declassato l'Eucaristia. Înțelegeți că am descalificat Euharistia. A ingrediente ecclesiastico. Și am înjosit-o la un nivel de un fel de când faci mâncare îți trebuie ingredientele. Da, ok. Lì sarà il battesimo, se voi come chiesa non volete perdere quello che avete. Dacă voi ca biserică nu vreți să pierdeți ceea ce aveți, o volete crescere come chiesa, sau vreți să creșteți ca biserică, c'è una sola strada. Există o singură cale. Recupero forte. Recuperarea puternică. Battesimo, cresima, eucaristia. A sacramentelor, inițierii creștine, botez, mir, eucaristia. Sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Sacramentele inițierii creștine. Che, come dire, non incidono più nella vita delle persone. Care din nefericire în zilele noastre nu mai au nu-și lasă o împrentă în viața persoanelor puternică. Perché continuiamo a battezzare i bambini. Pentru că noi continuăm să botezăm copii mici. Ma non ci sono coppie che sappiano allevare cristiani. Dar nu există cupluri de familii care să știe să crească creștini. Din acei copii mici să știe să-i crească creștinește. Quindi, come dire, avremo persone che partecipano ai nostri riti. Vom avea persone care participă la ritualurile noastre. Ma non avremo una famiglia. Dar nu vom avea o familie. Okay. Poi la vita l'esperienza di Scorze, sono contento che. Experiența din Scorze, felicit. L'abbiate ridetta. Că ați recitit-o. Perché nell'esperienza di Scorze, pentru că în experiența din Scorze avete concretamente, ați văzut în mod concret, una prova di ciò che può fare una famiglia. A ceea ce poate face o familie. Proba concretă. Di come Dio, di come lo Spirito Santo è all'opera nella aveți chiesa. Aveți o probă că Spiritul Sfânt lucrează în biserică. Una coppia di sposi in forza del sacramento. Și atunci o cuplu de soți în puterea sacramentului, în baza sacramentului, rende prezente Gesù. Îl face prezent pe Iisus în mijlocul lor. E nel nome di Gesù accoglie le persone. Și în numele lui Iisus primește celelalte persoane în casa ei. E fa l'esperienza di famiglia di figli di Dio. Și un cuplu de soți cu celelalte persoane fac experiența familiei fiilor lui Dumnezeu împreună, cu Iisus în mijloc. E lo Spirito Santo agisce. Și Spiritul Sfânt lucrează. Si comunica. Se transmite, se comunica. Io ho visto nella mia esperienza
di comunità familiari. In esperienza mia di comunità familiare qui a Bovolone. La Bovolone. Io ho visto miracoli. Ho visto miracoli. Tante conversioni. Molte convertiti. Io non ho mai visto nella mia vita di prete. In viața mea de preot n-am văzut niciodată. Così tante conversioni. Atât de multe convertiri. Come attraverso le comunità familiari di evangelizzazione. Cât de multe le-am văzut prin comunitățile familiale de evangelizare. Perché si comunica Dio. Pentru că prin ele se transmite Dumnezeu, se comunică Dumnezeu. Chi entra in comunità respira qualcosa di spirituale. Cine intră în comunitate respira ceva spiritual. Sente che l'incontro con il Signore Gesù è semplice. Sente che l'intelnirea con Domnul Iisus este simplă. E lo Spirito sa suscitare nelle persone. Și Spiritul știe să stârnească în persoane. La parola, la testimonianza. Cuvântul, mărturia pe care s-o spună. E soprattutto. Și si rompe. Se rupe. Quel guscio di individualismo che abbiamo, che ogni cristiano ha. Acel individualism, acea închidere în propriul individualism pe care fiecare creștin o are. Cioè, noi nu siam abituati a comunicarci la fede. Adică noi nu am fost obișnuiți să ne transmitem unii altora propria noastră credință. Voi sapete quando abbiamo cominciato le comunità qui a Bovolone? Când l-am început aici la Bovolone comunitățile familiale. E tutt'oggi. Și astăzi. E vietato. Este interzis. Vietato. Mangiare insieme, să se mănânce acolo împreună, portare dolci, să ducă de torturi, liquori, alte lucruri, solo acqua, numai apă. Perché questo? Alcol. Ve l'ho già de detto. Ce la aceste comunități? Deja v-am spus că e interzis efectiv să per mettere in risalto finalmente, pentru ca să-l punem în evidență în sfârșit, che c'è non solo la condivisione del cibo. Că nu doar împărtășirea hranei, ma c'è la condivisione dell'anima. Ci acolo ne împărtășim sufletul, ce avem pe suflet. Che è condivisione di cibo spirituale. Care este împărtășire, ne întâlnim ca să avem o împărtășire spirituală. E noi siamo chiamati ad aiutare la gente a questa condivisione. Și noi suntem chemați să ajutăm oamenii credincioși din parohiile noastre să aibă această împărtășire sufletească, spirituală. Anzi, poterlo vivere, per esempio, come coppie di sacerdoti insieme. Mai mult, să o putem trăi ca și cuplu de preoți împreună. Sulle comunità potete vedere come potete realizzarle anche nelle vostre parrocchie. Gândiți-vă, sfătuiți-vă între voi în ce fel ați putea să realizați în parohiile voastre aceste comunități familiale, dacă s-ar putea sau... Perché fare la comunità Pentru familiare... Pentru că alcătui comunitatea familială de evangelizare, o înființa... E al di là dell'appartenenza. Alcătuindu-o, nu mai ține de naționalitate sau de religie, de cult. Questo l'ho sperimentato nelle comunità familiari che sono nate a Washington. Și acest lucru, adevăr, l-am experimentat în comunitățile familiale care s-au înființat la Washington. Che si stanno diffondendo lì a Washington. Se răspândesc acolo. Sono diventate immediatamente ecumeniche. Imediat au devenit comunități familiale ecumenice. Senza parlare, senza dichiarazioni, fără să se declare, perché il trovarsi delle persone insieme. Pentru faptul că se află persoane împreună, se unesc, se rogă, ascoltare la parola, ascultă cuvântul, condividere la fede, își împărtășesc credința. Non è né cattolico, nu este né niciun ortodosso, mod catolic, nici ortodox, né latino, nici latin, né protestante, nici protestant. Bravo. E noi abbiamo questi problemi concorrenti a tipi e di lì, sette. Addirittura c'erano varie denominazioni nelle comunità familiari da Washington. Și acolo în comunitățile familiale de evangelizare la Washington. C'erano varie denominazioni. Erau mai multe denominazioni creștine. Di chiese, di protestanti. Biserici de protestanți. Anglicani. Episcopaliani. Episcop. Perché? Pentru că. Preghiera insieme. A se ruga împreună. Lode e ringraziamento. Laude și mulțumire. Cosa Gesù ha fatto per me? Ce a făcut Iisus pentru mine în ultima săptămână? Ascolto della parola. Ascult cuvântul Domnului. Condivisione della parola. Împărtășesc cuvântul. Cosa Gesù? Preghiera per i suoi frati. Rugăciune peste frații. Il Padre nostro. Și Tatăl nostru.
e soprattutto non c'è il prete. Și în special, mai întâi de toate, acolo, în ambientele alea, nu exista preotul. Io in 10 anni nelle comunità non sono mai andato in una comunità. El în 10 ani în care a ținut comunitățile în parohie, niciodată n-a fost prezent. Per far capire che... Pentru a-i ajuta să înțeleagă pe ei... C'è una presenza di Gesù. Că există o prezență lui Iisus prezent în sacramentul soților. Lì dove sono due o trei uniti nel suo nome. Pentru că spune Iisus, acolo unde doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. Va bene, altre domande? Bine, alte întrebări? Dana? Haideți și după aia Dana, te pregătești. Haideți, haideți, microfon. Rămâneți, că după aia va urma Dana. Am auzit multe lucruri despre comuniunea în familie. O sentit tante cose sulla comunione in famiglia? Și m-am gândit de multe ori, de ce nu există oare comuniune în familie? E tante volte ho pensato perché non esiste in famiglia la comunione. Pentru că tinerii când se întâlnesc și se hotărăsc să se căsătorească, quando i giovani si incontrano e decidono di sposarsi, sunt determinați să facă comuniunea asta în familie. Sono spinti, vogliono fare questa comunione in famiglia. Ce se întâmplă pe parcurs de nu se întâmplă această comuniune? Ma cosa succede con loro che con il passare degli anni questa comunione non si realizza? M-am gândit de multe ori la asta și per tanto tempo ho pensato questo cosa, questa domanda. Și am citit o carte. E ho letto un libro in cui o să râdeți acum. Riderete ora. Nu. Am aflat un lucru. Ho sentito una cosa, ho trovato una cosa. Că bărbații nu sunt la fel cu femeile. Che i maschi non sono uguali alle femmine. Și atunci am stat și m-am gândit, adică cum? E allora ho pensato in che modo? Citind în Geneză. Leggendo in la Genesi. Am aflat misiunea bărbatului și a femeii. Io ho scoperto la missione sia del maschio sia della femmina d'altra parte. În momentul în care femeia dorește să ia misiunea bărbatului, quando la moglie desidera di avere la missione del maschio, sau bărbatul o are tendința să ia misiunea femeii, esatto, se produce un nu găsesc cuvântul. Apare un dezechilibru, să zicem așa. Un dezechilibru, diciamo. Care este misiunea pe care am primit-o fiecare? E allora lei ha scoperto qual è la missione che ognuno ha ricevuto da una parte la moglie, dall'altra la maschio? Maschio? Și consider că la fiecare pregătire pentru căsătorie. E io considero che a ogni preparazione per il matrimonio tânărul și tânăra care doresc să se căsătorească. Giovane e la giovane che desiderano sposarsi. Trebuie să afle de această misiune. Trebuie să afle această misiune. Devono scoprire qual è la loro missione. Misiunea bărbatului. Allora la missione del maschio pe care o transmite Dumnezeu în Geneză lui Adam. Che Dio la trasmette in Genesi, cioè la trasmette ad Adamo. Sună așa. Dice: în sudoarea frunții să-ți câștigi col sudore della tua fronte ti guadagnerai il pane. Misiunea femeii. La missione della femmina. În durere să-ți naști pruncii. In dolore nascerai i figli. Iată misiunea. Allora lei dice ecco le due missioni diverse che lei le ha capite così. Bărbatul are o singură misiune. Il maschio ha una sola missione. O misiune de ansamblu, de conducere. Una misiune di guida, ecco. Una singură. Una sola. Vocație. Come vocazione. O profesie. Una profesione, una misiune. Pe care trebuie să o facă desăvârșit. Che secondo la sua testa deve farla in modo perfetto. Dar una. Ma la misiune è una. Femeia, misiunea femeii. Mentre la femmina, la missione della femmina. În momentul în care spui să-ți naști pruncii. Quando dici di nascere i figli. Nu înseamnă numai trupește, ci și spiritual. Non significa di nascerli solo a livello fisico, ma anche spiritualmente.
Dar atenție, nu este un prunc. Attenzione, non è un non si parla di un solo figlio, ma de prunci. Di figli al plurale. Prunci înseamnă o multitudine. O multitudine de. Una moltitudine di temperamente. Temperamente? Da, temperament, așa se numește în psihologie. Caractere diferite. Caracteri diversi. Care e misiunea femeii? Păi ea știe să se adapteze fiecărui. Tipici alla donna, perché la donna sa adattarsi, sa modelarsi a ogni situazione. Fiecărui temperament dintre copiii ei. Caractere dei suoi figli. Ea a primit această misiune, dar nu a fost lăsată de bunul Dumnezeu singura să se descurce. Allora, lei ha ricevuto questa missione come donna, la donna, però non è stata lasciata da Dio di andare avanti nella vita da sola, di cavarsela da sola. Se traduce cam așa. E si traduce così. O femeie face multe. Una donna fa tante cose, tantissime. Deodată. Nello stesso tempo, contemporaneamente, questo è il sugo. Adică, gătesc, spăl. Cioè lavano, cucinano, ma nello stesso tempo. Are o putere de, cum se zice? De concentrare, Nu de concentrare. Poate să facă mai multe lucruri deodată și să le facă bine. Tante cose, più cose in una sola volta. Are atenție distributivă, grazie. All'attenzione distributiva, ecco. Da. Asta este caracteristic femeii. Questo è caratteristico alla donna. O să ziceți, wow, păi femeia e mai deșteaptă ca bărbatul. Direte che la moglie, la femmina è più intelligente del maschio. Mai puternică. È più forte. Dar ea se ocupă de lucruri multe și mărunte. Ma la donna si occupa di cose, di tante cose, però sono piccole cose, piccolissime cose. Comuniunea între soți. La comunione tra gli sposi. Io o văd ca și un tablou. La vedo come un quadro. Format din multe piese puzzle. Di un puzzle. Un okay. Puzzle. Să presupunem că femeia face multe din piesele acelea. Supponiamo che in modo perfetto tanti di quei pezzi del puzzle la donna riesce a metterli a posto. Dar vine bărbatul. Ma arriva il maschio. Și se uită la tablou. E guarda il quadro. Și îi dă sensul. E dà il senso al quadro. Cum mai văd comuniunea între bărbat și femeie? Come vedo io la comunione tra la moglie e il marito? Este ca o barcă. Come una barca. Care merge în derivă. Che galleggia. Ma galleggia a caso. Sunt pe stânga și pe dreapta vâslași. A sinistra e a destra. Cei care dau la vâsle. Ci sono quelli che la guidano. Adică, ecco. Soția și copiii. Cioè la moglie e i figli. Dar trebuie un cârmaci. Ma la barca ha bisogno di quella che la guida, chi è quello che tiene il timone, del timoniere, ha bisogno del timoniere. Il timoniere sarebbe il marito. Cârmaciu. Cârmaciu ar fi soțul. Mulțumim. Bine. Da. Și dacă acel soț este în comuniune cu Hristos, barca va merge în direcția potrivită. E se quel papà, quel marito è in comunione con Cristo, la barca andrà, ecco, il timoniere in comunione con Cristo, la barca andrà sulla strada giusta. Ok, mulțumim. Dana, mai scurtă, vrei să vorbești, Dana, și tu? Ai, Dana Nikita prima, deci după aia ești tu. După aia, Dana, complica Mirel, las-o pe ea, complica Mirel, las-o pe ea. Așa, hai. În precedența, liniște. Hai, Dana. Non c'è Mirella, allora Dana, vai. In aceste zile Don Massimo ne-a in vorbit. In questi giorni Don Massimo ci ha parlato despre seminarele pe care le ține Don Renzo. Dei seminari che tu tieni. Nova Vita. Da. Iată Mirele, mergeți în întâmpinarea lui și ce mai era? Și în misiune cu Isus. Poate să ne dea mai multe detalii sau despre pachetele pe care le are pentru logonici și pentru. Su queste cose potresti darci più informazioni oppure sui corsi per i fidanzati, se ci potresti dire qualcosa, ecco. Despre ce-i vorba sau ce face Don aici? Ecco, cosa fai tu qua di strano che nessuno lo sa? Mulțumim, Dana. Dana Nikita. Ok, sentiamo anche l'altra Dana.
Ah, è venuto Mirella, ho concluso, è stata veloce. Per poter parlare. Perché Mirella non la lasciava esprimersi, allora l'ha buttato fuori e si è messa a parlare. Andiamo, dai. Sentiamo Dana. Deci familia noastră face parte din mișcarea familiilor. La nostra famiglia fa parte dal movimento delle famiglie. Dinainte de a fi soțul meu preot. Prima che il mio sacerdote sia prima che il mio marito sia prete, da prima, cioè dal 2006, dall'inizio. De acum 4 ani când a venit Don Renzo și ne-a propus comunitățile familiale 4 anni fa quando Don Renzo è venuto e ci ha proposto la comunità familiare di evangelizzazione. Mi-a plăcut extraordinar de mult ideea. L'idea mi è attirata molto, mi è piaciuta molto. La Zalău nu am reușit să facem chiar foarte mulți pași. A Zalău ancora non siamo riusciti a fare tanti passi. În primul rând pentru că parohul nu era de acord. Perché all'inizio il parroco ancora non è stato d'accordo. Și apoi pentru că n-am putut să mergem în familie, numai în biserică. La seconda cosa, perché a livello di episcopio ci hanno vietato di andare in famiglia a fare le comunità, ma solo in chiesa. Dar după ce soțul meu a fost ma una volta făcut che preot, il mio marito è stato ordinato sacerdote, m-am gândit că, ho pensato che, deși mi-a plăcut atât de mult ideea, eu nu o să mai pot pune în practică. Che anche se quell'idea lì mi è piaciuta tantissimo, io non potrei praticarla anche se il mio marito è diventato prete. Datorită faptului că aceste comunități sunt fără preot. Sono senza sacerdote, non, quindi una volta che il marito è diventato prete dice adesso basta, perché questa comunità non va il prete, io non potrò più andare a una comunità. Întrebarea mea este cum vede că noi familiile de preoți am putea lei? Che noi, le famiglie di preti, potremo aprire delle comunità. Potete scrivere comunità in castello, da? Ok. Ioana, non te la sam. Haide, hai, să te auzim. Ecco. Mie mi-a plăcut cel mai mult interpretarea lumânării. Mi è piaciuto molto l'interpretazione della candela, dei simboli, delle candele. Și mi-am dat seama că e ho capito che viața de cuplu sau iubirea în cuplu, la vita di coppia e l'amore di coppia nu se poate fără Dumnezeu. Non si può senza Dio. Și vreau să spun că pe primul loc am pus până acum copiii. E voglio dire che al primo posto finora abbiamo messo i figli, i nostri figli. Soțul pe locul 2. Il marito l'ho messo al secondo posto. Și după întâlnirile de astăzi. E dopo gli incontri di oggi, di questi giorni. Allora, lei. Încetă-te să înțeleagă că și dânsul și destul și el obosit. Lei, nella sua vita finora, ha messo al primo posto i figli, il marito al secondo posto. Ecco, però nella maggioranza dei casi, purtroppo. Però, dopo gli incontri di questi giorni, voi schimba, încerc să schimb. Cercherò di cambiare questo. Nu mai vine nimic acum. Ok, nimic. Foarte tare. Lăsăm în spate să vedem. Da. Haideți. Fermați-vă un atim. Ne oprim un pic, dar luați microfonul. Doamna tătar sau cine e? No, asta. Tătar vă numiți, nu? Așa, pregătiți-vă. Doamna. Vai, doamna. Grazie. Mulțumim. Allora, cerco di... comincio a rispondere. Perché avete sollevato tante questioni. Ați pus multe întrebări. Ați ridicat multe întrebări. Innanzitutto il discorso del maschile e del femminile. Ma întâi de toate discursul masculin feminin. Alla comunione. Și comuniune. È una bella lettura quella che scaturisce dalla lettura della Genesi. Din cartea Geneze este o faină interpretare. Ma va certamente ampliata con tutte le altre pagine della scrittura. Dar atenție că numai la începutul Bibliei și atunci trebuie completată cu toate paginile din Biblie, cum nu ne-a bărba femeie. Perché pentru că Gesù, come dicevamo stamattina, Iisus, è la spiegazione più grande del maschile e del femminile. Și atenție mare aici, pentru că explicația bărbatului masculin și a femininului este Iisus și nu Geneza. E quindi proprio a livello biblico tutta la scrittura la nivel biblic ci può aiutare. Întreaga Biblie, scriptura ne poate ajuta a individuare la differenza tra maschile e femminile. Să individualizăm, să găsim differența dintre masculin și feminin. Perché per esempio
individuandolo soltanto con il dolore partorirai. Pentru că dacă în cazul femeii am individualiza specificul ei în durere vei naște doar în chestia asta. Non abbiamo la possibilità di Noam avea posibilitatea de dare significato alle coppie senza figli. Să dăm o însemnătate, spre exemplu, cuplurilor fără fii. Și atunci cuplurile fără fii ce se întâmplă? Dacă n-au copii, nu... Mentre c'è una dimensione maschile femminile. În schimb avem o dimensiune masculin feminin che vale per tutta la vita. Care este, are valoare pentru întreaga noastră viață, nu numai când noi naștem sau... Perché la prima femminilità. Pentru că cea din tâi femininitate il marito come maschio este aceea de a ajuta pe bărbat să crească în identitatea lui de mascul, de bărbat. È il femminile che fa crescere il maschile. Femininul ajută masculinul să crească. È il maschile fa crescere il femminile. Și masculinul ajută femininul să crească. Tant'è che nella Genesi leggiamo che în Geneza citim Eva è stata posta di fronte. Eva a fost pusă înaintea, în fața. E questo di fronte și acest în fața non è solo nel fare l'amore. Nu este numai, nu valabil numai în actul de a face iubire. Che uomo e donna fanno l'amore guardandosi in faccia. Că bărbatul și femeia fac dragoste privindu-se în față. Diversamente da tutti gli animali. În mod diferit de toate celelalte animale. Ma è perché ci este pentru faptul că il maschio è incaricato dire cos'è femmina. Bărbatul este însărcinat să spună ce este femeia. E la femmina di far crescere il maschio. Și femeia este însărcinată să spună ce este bărbatul, să-l ajute pe bărbat să se maturizeze. Il male della società di oggi. Răul societății din zilele noastre. E proprio aver perso la capacità. Este tocmai aceea de a fi pierdut capacitatea. Di far essere l'altro. De a-l ajuta pe celălalt să fie ceea ce este. Almeno nella cultura occidentale. Cel puțin în cultura occidentală. Abbiamo mezzi maschi e mezze femmine. Avem jumătate de bărbați, jumătate de femei. Jumătate de bărbați, jumătate de femei. Femmine che vogliono assomigliare al maschio. Femei care vor să seamene bărbaților. E maschi che vogliono assomigliare alle femmine. Și bărbați care vor să asemene femeilor. Con tutte le conseguenze negative. Cu toate consecințele negative. Sull'identità dei figli. În ceea ce privește, se reversându-se asupra identității copiilor. Quindi il primo proprio la prima fecondità della donna. Prima fecunditate a femeii. Che vale tutta la vita. Care are valore, care e valabilă, valide de-a lungul întregii vieți. E nei confronti del coniuge, del maschio. Este față de soțul ei, de bărbat. E altrettanto del maschio. Și la fel în cazul bărbatului. La prima fecundità e per tutta la vita. Prima fecunditate și valabilă pentru întreaga viață este cea față de femeie. Apoi, come giustamente è stato detto, cum a fost spus, ci sono decisamente delle caratteristiche maschili e femminili. Există însușiri tipice bărbaților și ale femeilor. Che sono legate, strutturalmente alla configurazione fisica. Configurazioni fisiche. Non è che solamente tu dovrai partorire. Nu-i legată de faptul că tu va trebui să naști. Ma c'è un utero. Ci există un uter fizic. Non c'è solamente tu lavorerai. Nu există numai tu vei munci. Ma c'è una configurazione cerebrale. Ci există o configurație cerebrale pe care bărbatul are în cap. Voi sapete che biologicamente. Știți că biologic. Non esiste una cellula femminile. Nu există o celulă femminilă uguale a quelle maschili. Egală cu cea masculină. Sono totalmente diverse. Sunt în totalitate diferite. Se voi trovate un reperto storico. Dacă voi găsiți un reperto, un osso di 2000 anni fa. O rămășiță istorică, un os din de acum 2000 de ani. Attraverso l'analisi pe baza analizelor si può sapere se quel frammento di osso puteți ști că acel fragment puteți să știți e di un maschio e di una femmina dacă este a unui bărbat sau unei femei acel fragment de os perché siamo totalmente diversi pentru că suntem în totalitate diferiți. Dico soltanto uno, la configurazione cerebrale. Configurația cerebrală, per esempio. La per il maschio non ho i termini tecnici, ma qui no, medici potrebbero spiegare. No, ma date le tecniche. Il funzionamento del cervello maschile è in questa linea qui. Funzionarea creierului masculin este așa, înainte. In questa linea qui, quindi più capace di decisioni, più immediato nelle decisioni. Quindi? Più immediato nelle decisioni. Este mai imediat, mai rapid în a lua hotărâri. Il cervello femminile funziona così. Creierul femminile, în schimb, funcționează așa. Cioè, non così, ma... No, 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 no.
No, no, voi siete nel peccato. Siete nel peccato voi maschi. Voi barbati, sentite... maschi funziona così, nelle femmine funziona in questo verso qua. Il che vuol dire che la donna cerca la relazione costantemente, cioè attenție mare, fapt care înseamnă că femeia caută relația constant, în mod constant. Lei esemplificava quel fatto di fare più cose, ei come dire, semplici. E dedea exemplu cu acesta că face mai multe lucruri simple, de ce? La moglie ha un cervello che cerca continuamente i legami. Soția are un creier care caută mereu legăturile, relațiile. Osservate la bellezza, la donna destinata a partorire. Observați frumusețea, femeia destinata relației, proprio per proteggere la vita, pentru a proteja viața, fa i ragionamenti di garanzia della vita, face razionamente de garantare a vieții, perché deve custodire la vita. Sono studi bellissimi questi, sono studi frumoase acestea, che riscopriremo fra 30-50 anni, pe care le vom descoperi peste 30-50 de ani. Oggi siamo invasi dalla teologia del, dalla ideologia del genere, quindi astăzi suntem invadați de ideologia genului. Già dire queste cose significa schierarsi contro. A spune aceste lucruri înseamnă a se pune împotriva culturii zilelor noastre, care vrea pe toți la fel, unisex. Per cui c'è questa diversità. Fapt pentru care e adevărat că există această diversitate masculin-feminin. Allora, provate a pensare che meraviglia di orizzonte. Ce orizzonte minunat avem înainte, gândiți-vă. Maschio e femmina totalmente diversi. Bărbatul și femeia în totalitate diferiți. Noi siamo arrivati a sposare, a incontrare solamente la sessualità maschile e femminile. Noi am ajuns doar să întâlnim, să ne legăm de sexualitatea masculin-feminină. E se l'incontro degli organi genitali maschili e femminili, și dacă întâlnesc organele genitale masculine și feminine, producono questa bellezza, produc această frumusețe, questa gioia, această bucurie, questa pace, această pace, dacă organele, cosa può produrre? Ce ar putea produce? Se io faccio incontrare i due cervelli. Dacă eu o să fac să se întâlnească cele două creiere. Se faccio sposare i due cervelli. Dacă fac să căsătoresc, unesc cele două creiere. Se faccio sposare le due intelligenze. Dacă unesc cele două inteligențe. Cosa posso produrre per l'umanità? Ce aș putea produce pentru omenire? Se riesco a far incontrare come si incontra la sessualità. Dacă fac, reușesc să ajung să se întâlnească așa cum se întâlnește sexualitatea, organele sexuale. Riesco a far sposare i sentimenti. Reușesc să întâlnesc, să unesc sentimentele, să căsătoresc sentimentele mele și ale lui, ei. Se riesco a far sposare la fantasia maschile femminile. Dacă aș reuși să căsătoresc, să unesc fantezia masculină cu cea feminină, vi imaginate, vă închipuiți, come può essere disegnata una casa? Cum ar putea fi desenată o casă? Quando c'è tutta la fantasia maschile? Când, pe de o parte, avem toată fantezia masculină, e tutta la fantasia femminile, și toată închipuirea feminină, in esercizio. La lucru. Noi che conosciamo questi segreti. Noi care cunoaștem aceste secrete, voi dovremmo essere la profezia per un'umanità nuova. Ar trebui să fim o profeție pentru noua omenire. E invece siamo lì ancora. Dar stăm acolo în schimb. Oltre fai l'amore. Și ne întrebăm, da, de câte ori faci dragoste? Tu come fai l'amore con tua moglie? Tu cum faci dragoste cu soția ta, cu soțul tău? Certo, è importantissimo. Clar, important. Ma non ti rendi conto che ti fermi soltanto lì? Dar nu-ți dai seama că te oprești numai la acest nivel care e jos. Quanto so apprezzare la diversità di intelligenza di mia moglie. Cât știu să prețuiesc diversitatea inteligenței soției mele. O mi dà solo fastidio la sua diversità. Sau faptul că e diferită de mine doar mă deranjează. Quanto so apprezzare l'intelligenza di mio marito. Cât de mult știu aprecia inteligența soțului meu. O mi dà fastidio perché non ragiona come me. Sau mă deranjează pentru că el nu judecă ca mine. Dovremmo vivere almeno 1000 anni per sposare totalmente l'uomo e la donna. Ar trebui să trăim cel puțin 1000 de ani pentru ca să ne căsătorim în mod total, desăvârșit, deplin, cu un bărbat și cu o femeie. E vivere in una foresta dove non c'è niente. Și să trăim într-o pădure în care nu e nimic, într-o forestă. Dove si è costretti a sposare tutto. Și unde să fim constrâns să ne căsătorim, să ne asumăm totul, di să punem în comun, să unim totul. Di lui e di lei. Din partea lui și din partea ei. Toate aspectele. Quindi è un argomento sul quale come dire, spaziare. Noi dobbiamo avere una visione della bellezza. Noi trebuie să avem o viziune a frumuseții. Microfono. Cosa vuol dire essere immagine e somiglianza? Ce înseamnă să fim chip și asemănare? Perché Dio, che è Dio?
De ce Dumnezeu care e Dumnezeu? Dopo aver creato l'uomo e la donna. După ce a creat bărbatul și femeia. Dice: ho fatto una cosa molto bella. Spune: am făcut un lucru foarte frumos. Abbiamo scoperto questa bellezza maschile e femminile. Am descoperit această frumusețe masculină și feminină. Questa originalità unica. Această originalitate unică. Unità e distinzione. Unitate și deosebire. Contemporaneamente. În același timp. Unità e distinzione. Unitate și deosebire. Che trova il suo segno, il suo simbolo più forte. Care își află semnul, simbolul cel mai puternic. Nella dimensione sessuale. În dimensiunea sexuală. Perché nella pienezza di unità. Pentru că în plinătatea unității. Si sperimenta simultaneamente la pienezza della distinzione. Experimentează simultan plinătatea deosebirii. In quel rapporto. În acel raport. Di piena unità, de plină unitate, una carne sola, un trup singur, il maschio sperimenta cos'è essere maschio. Bărbatul experimentează ce înseamnă să fii bărbat. E la femmina sperimenta di essere femmina. Și femeia experimentează că e femeie și ce înseamnă să fii femeie. Questa è una chiave interpretativa. Acesta e o cheie de interpretare. Pienezza di unità e pienezza di plinătate de unitate și plinătate de deosebire. Tutto ciò che distoglie dalla distinzione. Tot ceea ce ne înlătură, ne împiedică înainte deosebirii. Non facilita l'unità. Nu favorizează unitatea. Cioè, se io voglio mia moglie e mia immagine e somiglianza. Dacă eu vreau ca soția mea să fie după chipul și asemănarea mea ca mine. Non facilito l'unità. Nu facilitez, nu înlesnesc unitatea dintre noi, nu ușurez. Nu? Credo di facilitare. Eu cred. Că sunt convins că così pure tutto ciò che distoglie dall'unità. La fel, tot ceea ce ne împiedică unitatea noastră de cuplu non facilita la distinzione. Nu favorizează deosebirea dintre noi. Perché se non c'è una garanzia di unità. Pentru că dacă nu avem o garanție a unității, è difficile esprimere la distinzione. Este foarte dificil să ne exprimăm diferent deosebirile. Facciamo subito un esempio. Un exemplu. Se io non sento forte l'amore di mio marito. Dacă eu nu simt că e puternică iubirea soțului meu pentru mine. È difficile che io gli dica liberamente quello che penso. Este foarte greu să-i spun în mod liber ceea ce gândesc. Perché l'unità. Pentru că unitatea. È la garanzia per far uscire la distinzione. Este garanția pentru a mă ajuta să exprim deosebirea, gândul divers pe care l-am în minte. Vi auguro di sposarvi al 100%. Vă urez să vă căsătoriți 100%. Sposare tutto di vostra moglie. Să căsătoriți, să acceptați toate părțile soției voastre. Sposare tutto di vostro marito. Să căsătoriți, să vă uniți, să acceptați toate părțile soțului vostru. Anche i difetti. Și defectele. Non si può sposare solo la parte positiva. Nu mă pot căsători numai cu partea pozitivă. Di lei o di lui. A ei sau a lui. L'immagine che uso sempre è questa. Immaginea pe care mereu o folosesc este următoarea. La moglie o il marito. Soția sau soțul. Non è un pezzo di carne. Nu e o bucată de carne. Dove si mangia la polpa e si sputa l'osso. Iar eu mănânc carnea și osul arunc. Non si può avere il sole senza l'ombra. Nu pot să am soarele, fără umbră. Sunt chiamato ad amare tutto di mia moglie e di mio marito. Sunt chemat să iubesc toate aspectele soției mele și ale soțului meu. E far sentire che amo tutto di mia moglie e di mio marito. După aceea, să îl fac pe celălalt să înțeleagă că iubesc toate aspectele, și cele pozitive și cele negative. Mia moglie si sente totalmente accolta da me, uomo. Și atunci întrebarea este, soția mea se simte în totalitatea ei primită, înțeleasă de mine, bărbat? Mio marito si sente totalmente accolto. Viceversa, bărbatul meu se simte în totalitate primit, prețuit, acceptat. Da me che sono sua moglie. De mine care sunt soția lui. E non ditemi che non siete capaci. Și nu spuneți, că nu sunteți capabili. Sarebbe una falsità. Car fi o falsitate. Ve lo dimostro. Vă demonstrez. Di vostri figli accettate solo la parte bella? Din fiii voștri, voi acceptați numai părțile frumoase, pozitive? O fate sentire a vostro figlio che è amato totalmente. Sau
Îl faceți pe fiul vostru să se simte că iubit în totalitate și cu defectele lui. Allora siete capaci di farlo. Atunci sunteți capabili să iubiți și defectele unei alte persoane. E perché lo fate con i figli e non lo fate col coniuge? Și de ce iubiți pe fii așa cum sunt și pe bărbat sau pe soție nu-l iubiți așa sau iubiți așa cum este? Dipende se avete volontà di crescere nell'amore. Depinde de faptul vreți să creșteți în iubire, da sau nu? O se volete rimanere seduti. Sau dacă vreți să rămâneți șezând, adică statici. Mamma mia. Allora, lasciamo qualche altra domanda, c'è ancora qualcosa? Può una famiglia con prete sposato aprire una comunità? Poate o familie cu un preot căsătorit să deschidă o comunitate? Certo, da. Certo che può. Poate. Soltanto è importante il come si gestisce. Dar este important felul în care o gestionezi, pentru că perché si fa comunità come coppia. Faceți comunitate ca și cuplu, nu ca și non come parroco. Nu ca paroh. È una condivisione con altri fratelli e sorelle. Voi atunci ca și sacrament al căsătoriei împărtășiți această rugăciune cu alți frați și surori. Și anzi, frumos ca să o faceți. Farla così bene. Mai mult, s-o faceți atât de bine. Individuare anche una coppia amica. Să găsiți și un cuplu prieten cu voi. In modo che dopo sei mesi, un anno. Ca după 6 luni, un an. Quando cresce quella famiglia. Când acea familie crește. Dite a quella coppia. Fatelo anche voi in casa. Faceți și voi în casa voastră. Mulțiți-vă. Noi continuiamo qui. Noi e continuiamo voi aici, di là. Și voi continuați dincolo. Perché la comunità familiare. La caratteristica decisiva è accogliere continuamente persone. Pentru că această comunitate familiară, însușirea hotărătoare de bază este ca să primim continuu noi persoane. E per l'evangelizzazione. Adică comunitatea familiară în vederea evangelizării, să transmiți iubirea lui Iisus altora din ambientul tău de viață. Deci este pentru a primi. L'esempio che io usavo con la mia gente. Exemplul pe care îl făceam eu cu credincioșii. È questo. La comunità familiare. Comunitatea familială. È un tavolo preparato per la cena. Este o masă pregătită pentru cină. Dove ci sono sempre due o tre posti in più preparati. Unde mereu la cină există două, trei locuri în plus pregătite. Perché si spera, si desidera. Pentru că se speră și se dorește. Che arrivi qualcuno. Ca să vină cineva nou. E chiunque nella comunità. Și oricine din comunitate. Sente il desiderio che ci sia qualcun altro. Simte dorința să vină vreun altul. Per far sperimentare ad altri la bellezza del far famiglia. Pentru a-i ajuta și pe ceilalți să experimenteze frumusețea de a trăi într-o familie, de a face familie, de a construi familie. Mettiamoci nel cuore della Trinità. Să ne punem în inima Treimii, Sfintei Treimi. Di questa famiglia originaria. A acestei familii originare. Che desidera far entrare anche noi. Care dorește să ne ajute și pe noi să intrăm în sânul Treimii. Così l'immagine e somiglianza. Atunci, chipul și asemănarea. Desidera fare femei, desidera fare entrare femeia, altri in questa comunione. Dorește să-i facă și pe alții să intre în această comunitate a comunităților familiale de evangelizare. Quindi, fatela. Deci faceți. È importante che non si veda che c'è il capo. Este important ca cioè să nu se vadă că există. Preda, allora dovete far così, bisogna far preo, così, tu comincia. No, no, no. Trebuie să faci așa, 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 nu. No, la coppia. Soțul cu soția, cuplu conduce acea întâlnire, asta e important. Meglio in questo caso se la moglie. Și în acest caz ar fi bine al preoților căsătoriți dacă soția ar conduce acea întâlnire pentru a ajuta pe alții să înțeleagă. Sacerdote e lì come coppia. Că preotul e acolo ca și cuplu, ca bărbat, nu ca preot. Bine. Prima, întâi trebuie urmat școala, adică nu neapărat, mi s-a răspuns deja. Prima dobbiamo fare la scuola di evangelizzazione, io ho detto non è obbligatorio perché ci sei risposta a scorzeggiare. Non è obbligatorio. Però è importante che ci sia. È importante che dopo il desiderio dell'evangelizzazione. Să fie dorința evangelizării. E dopo magari se c'è la possibilità di partecipare, partecipano ulteriormente. Și după dacă e posibilitatea să participe, cei care vin la comunități participă ulterior, să învețe pașii. E important. Sunt content că s-a passat l'idea că nu se poate vive la coppia senza Dio. Mă bucur că ați înțeles ideea că în cuplu nu putem să trăim fără Dumnezeu. E come fare una casa senza i mattoni. E este ca și cum am face o casă fără cărămizi. E esențiale. Deci e esențial. Raportul cu Dio. Raportul cu Dumnezeu. Così pure il rischio che i figli prendano il posto del coniuge è un rischio permanente. Așa la ca fii să ia locul soțului sau soției e un risc permanent în familie. Ricordatevi che i figli nascono dall'unità.
di coppia. Aducetivamente că fiii se nasc din unitatea cuplului. E crescono nell'unità di coppia. Și cresc în baza acestei unități a cuplului, se maturizează dacă există această unitate în cuplu. Seminari. Seminariile. Seminari sono weekend formativi. Sunt weekend, vineri, sâmbătă, duminică, de formare, cursuri de formare, exerciții spirituale. Si comincia venerdì sera. Se începe vinerea seara. Dopo con la cena. Cu cina. E si finisce domenica pomeriggio. Și se termină duminica după prânz. Sono seminari che abbiamo inventato per la gente. Sunt seminarii care i-am inventat, pe care le-am inventat pentru credincioși. Per farli entrare pienamente dentro il sacramento ricevuto. Pentru a-i ajuta să intre de plin, să pătrundă de plin în sacramentul căsătoriei pe care l-au primit. Per rinnovare, ravvivare il sacramento ricevuto. Pentru a reînnoi, reînsufleți sacramentul căsătoriei pe care l-au primit. Sono trei seminari in atto in questo momento. În acest moment sunt trei seminarii pentru cupluri. Ecco lo sposo. Numite, iată mirele. Che significa scoprire la presenza di Gesù nella vita di coppia. În substanță înseamnă, îi ajută pe cei care participă să descopere că Iisus e prezent în viața lui de cuplu în mod stabil. A partire dal rito del sacramento del matrimonio. Pornind de, din momentul sacramentului căsătoriei, locurilor ei. Secondo e andategli incontro. Al doilea seminar se numește mergeți, ieșiți în întâmpinarea mirelui. Se Gesù è presente nella nostra vita di coppia. Pentru că dacă Iisus e prezent în viața noastră de cuplu. Come si fa a vivere con la presenza di Gesù 24 ore al giorno? Cum reușim, cum facem să trăim cu prezența lui Iisus în cuplul nostru 24 din ore pe zi? Il terzo con Gesù in missione. Al treilea seminar este cu Iisus în misiune. Se Gesù abita la nostra vita di coppia. Întrebarea este dacă Dumnezeu, Iisus locuiește în viața noastră de cuplu. Cosa gli facciamo fare? Ce îl face, ce lăsăm să facă pe Iisus? Cosa facciamo con lui? Ce facem cu el? Ed è la missione di coppia. Și atunci ni se explică misiunea cuplului. Care e misiunea cuplului? Poi ci sono altri due seminari. C'è due seminari Talita Cum. Există alte două seminari, unul numit Talita Cum, che è un seminario di educazione, di formazione al discernimento. Care aducă pe soți la discernământ, cum să facă alegerile potrivite. Molto bello, prezioso. Este foarte prețios și frumos. Che è formare gli sposi ca formând soții a capire quando agisce il demonio e quando agisce il Signore. Deci, discernământul. Îi se formează acest soț, îi ajută să înțeleagă, ca să priceapă când lucrează în viața lor Domnul și când lucrează în viața lor diavolul. Cum gândește și ce gânduri le inspiră Domnul, cum și ce gânduri le inspiră diavolul. Ciò că le-ai detto, l-o ripetut-o due volte în due. Vi ricordate il libro di Tobia e Sara? Vă aduceți aminte de cartea lui Tobit și Sara din Vechiul Testament? Nel libro di Tobia e Sara ci sono due figure interessanti. În acea carte există două figuri interesante. Presenti ma sempre defilate. Presente sempre. Dar mereu marginașă, mereu în spate, pândos. Raffaele. Rafael. L'angelo. Îngerul. E Asmodeo. Ai ai ai, și Asmodeu. Il demonio. Dracu. Come faccio a capire nella mia vita di coppia? Cum înțeleg în viața mea de cuplu? Avem cartea lui Tobi tradusă. Quando sto ascoltando Asmodeo? Când eu l-ascult pe Asmodeu? O quando sto ascoltando Raffaele? Sau când l-ascult pe Rafael, vocea Domnului sau vocea diavolului? Quando seguo il Signore? Când îl urmez pe Domnul? O quando seguo il demonio? Sau pe cel cu cornie? E lì si spiega. Și acolo, la acest seminar, în trei zile, ni se explică și trebuie să înțelegem. De exemplu, una violenta risposta verso di lei, cattiva. Un răspuns violent pe care soțul poate să o dea soției și zică, ah, irea. Un tono di voce molto duro. Sau un ton dur, e hotărât. Viene da Dio, viene dal demonio. Vine de la Dumnezeu sau de la diavol? Dipende, per moglie dal diavolo, per lui da Dio, perché così la lascia. C'è Don Lorenzo. No, no. Depinde, dacă bărbatul e dur, pentru ea vocea vine de la Dumnezeu, de la diavol, că soția suferă. Pentru el, care a făcut-o pe soția să tacă, vine de la Domnul, că el e liniștit. No, no, non si può scherzare su queste cose. No, nu putem glumi despre aceste lucruri. È vero, Don. Scusami. Perché il demonio sta agendo per separare. Pentru că diavolul lucrează de ce? Pentru a separa, disbina. Ma noi pensiamo che il demonio lavori per la separazione, il divorzio. Noi credem că diavolul lucrează pentru separare, divorț. Demonio intelligente. Nu intelligent. E sta lavorando anche con tutti voi. Și lucrează și cu voi toți.
Cosa interessa al demonio? Che vi dividiate? Ce l'interessate per Dumnezeu ca să vă separați, per diavol să vă separați? Interessa che questa generazione di adulti e l'interessează ca această generație de adulți non mostri la bellezza dell'uomo donna. Să nu arate frumusețea căsătoriei lor. A già vinto. Și a deja câștigat. E suficient ca noi să nu arătăm frumusețea căsătoriei altora. Quando voi passate il messaggio che il matrimonio troppi problemi, troppo difficile. Când spuneți altora și ziceți căsătoria, sunt foarte multe probleme în căsnicie, e prea dificilă, nu merită. Il demonio ha già vinto. Dracul deja câștigat. Oggi il demonio vince con le coppie buone. Astăzi dracul câștigă cu cuplurile bune. Perché? De ce? Non hanno il sapore di niente. Nu au gustul a nimic. Non sanno di niente. Nu știu, n-au niciun gust acele cupluri. Buone. Sunt bune. Sopravvivono. Supraviețuiesc. Resistono insieme. Rezist împreună. Au rezistat alții ani, mai rezist împreună. Sono tristi. Sunt triști. È cancellata la prima pagina della scrittura. Și în felul ăsta a șters prima pagina scripturii. Dio vide di aver fatto una cosa molto bella. Adică? Că Dumnezeu atunci când i-a creat pe bărbați și femeie a văzut că a făcut lucruri foarte bune, un lucru foarte bun, căsătoria e foarte bună, nu-i supraviețuire. Allora pensate a tutti gli atteggiamenti di vita di coppia. Și atunci gândiți-vă la toate gesturile, atitudine din viața cuplului. Il come sto seduto a tavola. Felul în care sunt șezut la masă. Quanto e come guardo mia moglie. Cât de mult, cât de des și în ce fel îmi privesc soția. Se vale di più la televisione o ascoltare mia moglie e mio marito. Dacă pentru mine e mai valoroasă televiziunea, faptul că mă uit la partide de fotbal sau la un film, decât să-mi ascult soțul sau soția. Si capisce subito chi state ascoltando. In chestiile astea se înțelege repede pe cine urmăm, pe Domnul sau pe diavol. Ecco, questo è un seminario chiamato ăsta e un seminar numit Talitacum. Talitacum, che vuol dire coppia risorge. Insomma. Care înseamnă cuplu învie. Poi ci sono due seminari per i fidanzati. Și apoi mai există două seminarii pentru logodnici. Uno sulla bellezza della sessualità. Unul care vorbește despre frumusețea sexualității. E uno sulla bellezza del sacramento del matrimonio. Și unul care vorbește despre frumusețea sacramentului căsătoriei. Ci sono altri in preparazione, există, ma hanno bisogno altele pe care le pregătim, dar, okay. Di tanto lavoro. Ognuno di questi seminari è costato 3-4 anni di lavoro. Fiecare dintre aceste seminari l-a costat pe Don Enzo și echipa dânsului 3-4 ani de muncă, de cercetări. Soprattutto il primo e con lo sposo. În special primul, iată mirele. Adesso è stato realizzato anche in Germania. Acum a fost deja realizat și în Germania. E in Polonia. Și în Polonia. E noi în România potremmo farli? Sì. Și noi în România am putea să le facem? È molto impegnativo. La prima cosa sunt essenziale. Foarte antrenante și dificile. Una cosa essenziale è che due coppie. Prima lucru esențial este ca două cupluri parlanti e ascoltanti italiano care vorbesc și ascultă italiană vengano a viverlo. Să vie și să trăiască seminarul aici. Dopo bisogna tradurre il testo. După aceea va trebui textul tradus. Adattarlo a se ci sono situazioni particolari. Va trebui adaptat dacă sunt situații particulare la noi. E dopodiché la prima volta veniamo ad aiutare a farlo. Și apoi prima dată când îl faceți în România venim să vă ajutăm să-l faceți. Ma perché non possiamo farlo da soli o c'è una squadra dietro? Perché semplicemente bisogna averlo sperimentato prima. No, ma ho detto perché dici veniamo noi, perché lo fa un uomo solo o lo fa due o tre? Devono essere coppie che lo fanno. Atunci acest seminar îl propun și îl fac, îl predau cuplurile. Ma mandiamo uno che dall'esterno guidi. Dar trimitem unul care din exterior să ghideze. Perché sono molto complessi. Pentru că sunt foarte complexe. Tanto semplici a riceverli. Sunt simple să le primești ca propunere. Quanto complessi a realizzare. Cât sunt de complexe de realizat. E così chiudo, vorrei farti questa domanda, ma vi preparate per mesi per fare questo seminario? Cioè ti prepari due giorni o già preparazione di preghiera minimo di qualcosa? Minimo un mese prima. Am întrebat cât timp se pregătesc pentru a propune aceste seminarii de 3 zile, de un weekend. Con și atunci, minim, cu o lună înainte se pregătesc. E un incontro ogni settimana. Este o întâlnire în fiecare săptămână pe care cei care predau acest seminar o au. Quindi bisogna che ci sia qualche coppia che l'ha già vissuto. Și atunci este nevoie ca înainte de a le propune în România să fie aici în Italia un cuplu sau două cupluri care să le experimenteze. Te ringraziamo. No, un seminario dura 3 giorni o si ripete anche?
venerdì, sabato e domenica. Poi dura solo tre giorni o puoi ripeterlo un'altra volta? Lo si può ripetere un anno dopo? Dopo un anno posso ripetere che vorrei fare, dai, c'è chestia. Cioè noi come progetto Mistero Grande insegniamo come si fa a farli. Noi progetto Mistero Grande invitiamo per alzi cum sa fa a questi seminari. Dopo la diocesi o la parrocchia. Dopo c'è la diocesi o parrocchia. Arrangiarsi a farlo. Se descurca può se le fa e se le propone a altora. Voi certamente sarebbe meglio lo proponeste come diocesi. Voi arfibire proponeste questi seminari ca diocesi. Quindi è importante che qualche coppia delle vostre, almeno due, meglio se tre, vengano a farlo. C'è il putin dos o tre cupluri delle vostre arfibine vine a se le fac. Ma venire a farli significa a farli questi tre giorni o a fare quel mese? No, farli tre giorni. Ah, i tre giorni? Sì. E bisogna farli, cioè bisogna sperimentarlo sulla propria pelle. Ma in dite tote trebbe se le sperimentesse propria tapiele. Si dice in latino. In latino si espone. Si dice nemo dat quod non habet. Che tradotto in italiano si dice nessuno dà quel che non ha. Nimen nude pote de ruice accenuare. Così è la vita di coppia. Se tu non ce l'hai cuplo, dentro, tu non hai in interiore tuo. Se tu non l'hai vissuto sto seminario. Da che non hai traita c'è seminario. Non riesci a darlo. Non posso al dai. Cioè noi non vogliamo che ci siano dei recitanti. Non vorremmo che si fie persone che recita. Vogliamo che siano dei testimoni. Ci vorremmo che si fie martoricitori ai credinzei. Quindi non si dà il testo. Des non è da testere, non avem acces la aceste texte practic. Se uno non l'ha già vissuto. Dacă cineva nu deja nu l-a experimentat. Perché sappiamo noi preti cosa vuol dire parlare per parlare. Că noi preoți știm ce înseamnă să vorbim numai de dragul de a vorbi. E non vogliamo comunicare ai laici in questo modo. Și nu vogliamo comunicare ai laici parlare per parlare. Și nu vrem să le comunicăm laicilor acest stil de a vorbi numai pentru a vorbi. Noi vogliamo che sia testimonianza. Ci trebuie să fie o mărturie de care ei sunt convinși, o mărturie de credință. Ogni seminario ha dentro queste tre componenti. Fiecare seminariu are aceste trei elemente componente în el. Ci sono dei contenuti teologici semplici. Are conținuturi teologice simple. Vengono proposti da una coppia. Sunt propuse de un cuplu. Che mentre parla, care între timp ce vorbește, di quei contenuti, de acele conținuturi, de acele deve cercare di dire come quei contenuti hanno cambiato la loro vita di coppia. Acel cuplu care vorbește trebuie să spună altora cum acele idei le-au schimbat viața lor de cuplu. Per aiutare la comprensione di questi contenuti, pentru a ajuta ca alții să înțeleagă aceste conținuturi, si realizzano delle dinamiche, dei segni particolari. Realizează unele semne de care se folosesc exemple, cum s-o folosi el de lumânare. Cose forti che costringono a mettersi davanti alla verità. Exemple care îi constrâng pe cei care participă să se pună înaintea adevărului. Non si scappa durante un seminario. În timpul unui seminar la care tu participi nu ai uși de scăpare. Devi fare la scelta. Trebuie să faci o alegere, ori cu Domnul, ori în ce parte. Certo, il seminario conquista, ha convertito tantissima gente. Seminariile astea au convertit multă lume. Grazie Don Renzo di tutto ciò che sei, di tutto ciò che fai. Ti facciamo un applauso a te, a Dio. Non vuoi l'applauso? Allora un canto di lode. Gesù che in mezzo un canto di lode. L'applaudiamo per Jesus che mi riconosce, facciamo un canto di lode, un canto, una strofa. Rămâi cu noi, facciamo resta con noi, non andar via Don Renzo. Non so se poi ci sono altre cose perché noi non ci vedremo poi, non ci vedremo più. Sì, per quello che durante la cena sarà impossibile parlarci. Noi non ne vom mai vedea în timpul cineva fi impossibile să ne vorbim, cineva dacă mai are vreo întrebare. Domani mattina. Mâine dimineață. Partiamo alle 6:30 puntualissimi. La 6:30 vă rog să fiți punctuali la autobus, autocar. Meglio qualche minuto prima delle 6:30. Bine vreun minut, 2-3 minute mai înainte. Facciamo col pullman 4-5 km. Cu autocarro facciamo 4-5 km. E ci fermiamo a questa chiesetta dove si può celebrare. Și ne vom opri la această biserică unde putem celebra o bisericuță, zice el. Ecco, se cominciate anche prima delle 7. Dacă începeți să celebrați mai înainte, stete meno corto. Sì, meglio, sì, quando arriviamo cominciamo. Avete davanti poi tante ore, la giornata. După ce aveți ziua întreagă înainte ca să ajungeți în România. Tante cose da fare. Anche per la colazione, non si perderà tempo. Non si
se va a perdere timp con micu dejun? Perché a ciascuno verranno dato due brioche. Fiecăruia îi vor fi date două brioși, succo di frutta e acqua. Un pic de suc și un pic de apă. Poi lungo la strada potete fermarvi a bere il caffè o il tè. Vi veți in modo che beți potete già fare strada, perché far colazione vuol dire senza volerlo fermarsi mezz'ora, quindi. Pentru că dacă ne-am opri acolo să facem micul dejun, cel puțin o jumătate de oră am pierde, și o oră. Non conviene. Questa sera la messa è alle 7, quindi abbiamo tempo. Liturghia e la 7, deci avem timp. E prima delle 7, se noi arriviamo lì per le 6:30, se arriviamo lì, quindi abbiamo tempo ancora. Ah. Siamo lì per le 6:30, anche 6:15 è meglio, quindi partire da qui al massimo alle 6. Annalisa, partire da qui alle 6. Gli autisti sono d'accordo per quale ora? Sono già pronti gli autisti. Quindi potremo già andare in parrocchia, in modo che, traduci, Don Andrea, che è il parroco. Am putea adesso andare in parrocchia? Tra un po', fra un quarto d'ora possiamo partire, andare in parrocchia. Peste un sfert d'ora am putea porni de aici să mergem în parohie. In modo che lì il parroco può darci una bella testimonianza. Astfel încât acolo parohul să poată să ne dea o frumoasă mărturie din partea lui, să ne vorbească un pic. Al parroco potete chiedere. Parohului putem să-l întrebăm pe parohul unde come conduce. Come sono funzionate le comunità familiari nella tua parrocchia? Cum au funcționat, de exemplu, comunitățile familiale în parohia ta? Sono state utili? Au fost utile? Te-au ajutat? Hanno costruito parrocchia? Au construit parohie? Sono aperte anche ai non credenti? Sunt deschise necredincioșilor? Potete chiedere, ma tu, Don Andrea, usi i seminari? Sau puteți să întrebați, dar tu te folosești de seminarii? Seminari per gli sposi? Seminariile pentru soți? Che effetti fanno? Ce effetti ha un parrocchiata? Potete chiedere la preghiera. Puteți să-l întrebați despre rugăciune. Cosa significa la preghiera per lui? Pentru tine ca preot, ce înseamnă rugăciunea? Per la comunità. Pentru comunitatea ta, ce înseamnă rugăciunea? Loro fanno spesso adorazione. Ei fac mereu adorația, spune Lorenzo. Ecco, credo che sarà bello anche questo incontro. Cred că va fi frumos să aveți această întâlnire, certo. Siccome vedete, in questi giorni qui abbiamo cercato sempre di farvi incontrare con qualche comunità. După cum vedeți, în aceste zile anche mereu am încercat să vă ajutăm să vă întâlniți cu vreo comunitate, vreo parohie diferită. Per la messa, perché era bello secondo me. Pentru că după mine era frumos. Che voi comunque foste dono per gli altri. Ca voi să fiți un dar pentru alții, comunitățile noastre. Le liturgie vostre sono state molto apprezzate. Liturghiile vostre vă spun că de lume au fost foarte apreciate. Io ho sempre chiesto in tutte le parrocchie. Io ho întrebat mereu în toate parohiile. Sia i sacerdoti che i laici. Fie preoților, fie credincioșilor. E mi sembrava che non era giusto chiudere qui tutto. Și mi se părea că nu era just să închidem aici, să venim aici și să stăm aici și să închidem toată bogăția aici. Numai ecco noi să ne simțim bine. Ogni sera abbiamo cambiato. Iată de ce în fiecare seară am schimbat parohia. E questo ha dato la possibilità a voi di vedere un po' di și asta va da posibilitate vouă să vedeți un pic mai multe parohii, un po' di vita ecclesiale, un pic de viață bisericească, ed essere dono prezioso, și să fiți dar prețios anche per gli altri, și pentru alții. Ringraziamo. Sì, non so se ci sono domande da fare. Atunci, mai profităm un minut dacă vreți să mai puneți întrebări, nu știu. Ok, mulțumim. Noi abbiamo sentito che voi siete stati un dono per noi. Vai. Microfono. Microfon. Bine, asta pe autocar. Ecourile le avem pe autocar. Aici întrebări. Da, se-i stat un dono per noi e lui vole rafforzare questa idea. Ce avete ricevuto molto bene. E questo abbiamo sentito che... Ok, tu dicevi se c'è qualche altra domanda o chiudiamo qua? Okay. Sì, se no possiamo sospendere, possiamo partire già per... A che ora arrivano? Come? A come andiamo via con le macchine stasera, sì. Arrivano per un quarto alle 6, quindi se vuoi ci sono ancora... Quindi c'è un quarto d'ora. Sì. Se volete, se c'è qualche domanda, se no respirate, andate in bagno. Baie. Preparatevi. Aspetta, un pic Giofinezza. Volevo domandare, lei quando è venuto a Oradea, Don Renzo? Da. Quando sei stato a Oradea? Che din temele astea? Da. Quando tu sei stato a Oradea, ai vari incontri, quanto di queste... Aspetta.
Portami il libro Come Cristo ama la Chiesa. No, no, vorrei, vorrei amarti come ti ama Dio. Mirel, te rogo. Sì, scusa. La domanda sua. Allora, la domanda sua era, quando tu sei stato orato nei precedenti due incontri, quante di queste cose le hai presentate anche là? Non mi ricordo. Qualcosa ho detto. Io le ho trascritte molte di tre ele, so le abbiamo registrate da che le avresti sempre site per Facebook. Perché in genere cerco di quello che il Signore mi ispira. C'è c'è un Domnul mi ispira per momenti, dipende dal gruppo la care mă adresez și atunci temele. Però là mi pare che avevo seguito e un commento ad Amoris Laetitia. Sì. Sì, in Romania ho commentato Amoris Laetitia a tutto documento, sia per preoti sia per famiglie, adeverato. E invece l'anno prossimo mi pare che con il vicario generale c'è già un piccolo programma. In schimb, per l'anno următor abbiamo già pregătit un altro programma. Bene, adesso se mi porta il libro. Se no. Traducimi, ha detto qualcosa che interessa. Ha detto che porterà il suo libro e lei ci dirà una parola sul suo libro che è stato tradotto da Michele in rumeno. Sì, sì, il libro l'avete già ricevuto, no? Ha sprimito già carte. L'editore, che è un'editrice, l'editrice francescana di Assisi. Editorul, care appartiene a un editor francescano di Assisi. Porziuncola. Numită Porțiuncula. E ha dato questo titolo. Ha dat acest titlu cărții. Il titolo che io avevo dato a queste catechesi. Titlul pe care eu l-am dat acestor cateheze. Era l'imitazione di Cristo degli sposi. Imitarea lui Hristos în soți. Come gli sposi possono imitare Cristo? Cum ar putea soții să-l imite pe Hristos? Perché si tratta di far crescere non solo un battezzato. Pentru că în acestea ni se vorbește nu de creșterea unui singur botezat. Ma un sposo, una sposa. Ci de creșterea soțului sau a soției. Quindi va imitato Gesù in quanto sposo. Și astfel cei doi vor trebui să-l imite pe Hristos. Allora tutti questi mirele. Capitoli che voi vedete. Toate aceste capitolele pe care le vedeți. Sono proprio lo sviluppo. Sunt de fapt dezvoltarea. Dell'imitazione di Gesù. Imitarii lui Hristos. Di Gesù sposo. Mirele. Il primo capitolo è chiamati a una speciale imitazione di Cristo. Chiamati la imitare speciale a lui Hristos. Cioè non siete chiamati a imitare Gesù come una suora o come un frate. Nu sunteți invitați să imitați pe Hristos ca o maică sau ca un frate. Siete chiamati a imitare Gesù in quanto sposo. Sunteți invitați să imitați pe Hristos mirele. Nel capitolo secondo si parla del disegno sponsale di Dio. În cel de-al doilea capitol ni se vorbește despre planul în ceea ce privește căsătoria pe care l-are Dumnezeu. Con quella frase di Isaia, così ti sposerà il tuo creatore. Pornind de la acea frază din Isaia, așa se va căsători cu tine creatorul tău. Imitare Gesù sposo della chiesa, come si comporta Gesù con la sua chiesa sposa? Imitându-l pe Hristos, mirele bisericii. Cum se comportă Hristos cu mireasa sa biserica? Quanto ama? Cât o iubește? Cât cum de mult iubește? Ama? Cum o iubește? Quanto perdona? Cât de mult o iartă? E vengono fuori tante cose proprio preziose per la vita di coppia. Și astfel ies la iveală lucruri foarte prețioase pentru viața de cuplu. Come imitare Gesù sposo che prega? Cum să-l imiți pe Hristos mirele care se roagă? Perché nella coppia? Pentru că în cuplu? Non si tratta soltanto di pregare Gesù. Nu se rugăciunea în cuplu nu constă numai în a-l ruga pe Isus. Ma pregare con Gesù. Constă în a ne ruga împreună cu Isus. Pensate come coppia. Gândiți-vă ca și cuplu. Pregare con Gesù. Să vă rugați împreună cu Isus. Che insieme con voi sta guardando la parrocchia. Care împreună cu voi vă privește parohia. E fare una preghiera di coppia. Și astfel să faceți o rugăciune de cuplu în numele lui Isus. Insieme con Gesù. Împreună cu Isus. Imitare Gesù sposo povero e umile. A imita pe Hristos mirele sărac și umil. Perché Gesù ha voluto seguire questa via della povertà e dell'umiltà? De ce Hristos a dorit să urmeze această cale a umilinței și a sărăciei? Poi imitare Gesù sposo paziente e misericordioso. A imita pe Hristos răbdător și milostiv.
o imitare Gesù Sposo che cerca la volontà del Padre. Christos, mirele care caută voința Tatălui. Cercare sempre quindi la cosa essenziale, la volontà di Dio. Și astfel și noi în căsătorie trebuie să căutăm acest lucru esențial care este voia lui Dumnezeu în căsătoria noastră. In modo che quello che si dice nel Padre nostro non sia una pura parola. Pentru ca astfel ceea ce se spune în Tatăl nostru să nu fie o vorbă în vânt. Sia fatta la tua volontà. Facă-se voia ta. E l'ultimo, imitare Gesù Sposo nell'incomprensione, nella solitudine e nel tradimento. Ultimul capitol, al imita pe Hristos în singurătate, în neînțelegere, e nella solitudine e nel tradimento. Și în trădare. Perché Gesù ha voluto arrivare fino a quel punto lì? De ce Hristos a dorit să trăiască până la ajunge ad amare Giuda? A iubi pe Iuda, ad amare Pietro, a iubi pe Petru, mentre lo tradivano, in timp ce aceștia îl trădau. E perché lo tradivano? Și deoarece îl trădau. Bisogna essere Dio. Trebuie să fii Dumnezeu. E qui insegna come si fa ad amare in tante situazioni. Și astfel aici suntem învățați cum putem să iubim în atâtea situații diverse. Se lo usate insieme come coppia. Dacă veți folosi această carte împreună ca și cuplu, un pezzetto ogni tanto vi dà la possibilità din când în când vă dați posibilitatea de a crește nella vostra vita di coppia. În viața voastră de cuplu. Allora andiamo, prepararci, fra 10 minuti partiamo. Peste 10 minute plecăm și astfel suntem invitați să ne pregătim.